Să știți că în urma noastră pot rămâne multe lucruri. Tot ceea ce Dumnezeu realizează prin noi rămâne veșnic. Tot ceea ce Dumnezeu realizează prin noi rămâne veșnic. Lucrurile acestea nu se vor pierde, nu vor fi uitate. Dacă noi suntem dispuși să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, să ne lăsăm în mâna Lui, pentru ca El prin noi să facă lucruri minunate și creative. Îmi aduc aminte de ceea ce Bucăman povestește într-una dintre cărți. Spune că în Canada, un profesor, de fapt nu era profesor, era student, a terminat facultatea de muzică conservatorul și visul lui, poate și visul tinerilor este acesta, să devină mare compozitor. Și visa ziua în care numele lui va fi cunoscut în toată lumea. A terminat facultatea de muzică conservatorul, dar nu putea să continue cu masterul și poate cu doctoratul, pentru că nu avea bani suficient. Și a spus, mai întâi muncesc și după ce voi munci câțiva ani, după aceea voi relua din nou studiile și voi ajunge un mare compozitor. Și știți cum este, te angajezi la servici, trece un an, se căsătorește, vine și un copil și tot zicea, la anul viitor, gata, încep din nou studiile. Și mai trec încă 3 ani, și mai trec 5 ani, și mai trec 10 ani. Și parcă visul lui era tot mai departe și tot mai departe. Și au trecut 20 de ani, au trecut 30 de ani, au trecut 40 de ani. Mi-a drag că în timpul acesta el lucra la un opus al lui, tot muncea la el, tot muncea, dar nu era ceea ce el își dorea să devină în viață. Și după vârsta de 40 de ani se întâmplă... Da, e mai bine așa. Cel lucru neplăcut, care fie că îl așteptăm, fie că nu, în viața multora dintre noi vine. Și anume, îl cheamă directorul și spune, ne bucurăm foarte mult că am fost colegi atât de mulți ani, dar ce să facem? Ați împlinit vârsta de pensionare, așa că ne pare rău, trebuie să ne despărțim. A fost cea mai tristă zi din viața lui. Până acum, cel puțin, acolo își găsea bucuria. La serviciu, preda elevilor, muzica, îi plăcea atât de mult activitatea aceasta. Și după câteva zile vine împreună cu soția și împreună cu fiul să-și adune din birou toate lucrurile și atât de greu se despărțea de fiecare raf, de fiecare colț din biroul lui. Și când în cele din urmă își adună toate lucrurile, iese pe hol și aude în auditoriu călăcie multă. Și se întreabă, dar ce este oare acolo? De ce este călăcie astăzi? Nu este niciun eveniment aici. Și merge, se îndreaptă spre auditoriu, spre amfiteatru. Și când deschide ușa, o mulțime de oameni încep să aplaude. Și acolo un cor mare, o orchestră mare. Și începe să cânte acel opus al lui. Și cântă opusul lui. Parcă lui nu-i venea să creadă, dar unde e pe pământ sau unde este? Ce se întâmplă? Și după ce cântă opusul acela pe care el l-a compus, încep tot să vorbească. Foștii lui elevi, foștii lui colegi, toți cei care îl stimau și îl iubeau, au început să vorbească și să spună, domn profesor, dacă ați ști dumneavoastră ce mult ați însemnat în viața noastră, cuvintele pe care ni le-ați spus, sfaturile pe care ni le-ați dat, modul în care ne-ați ajutat să iubim muzica, nu vom uita niciodată lucrul acesta, atât de mult ați însemnat pentru noi. Și fiecare rostea cuvinte de apreciere în dreptul lui. Și omul acesta a spus, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Nu-mi pare rău. Las ceva în urmă, în inimile multor oameni. Întărește, Doamne, lucrarea mâinilor noastre. Luther spunea, plugul poate să fie un amvon, catedra poate să fie un amvon, patul de spital poate să fie cel mai puternic amvon, de unde noi putem să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Dacă până la Luther se considera că doar clericii au marea favoare să deschidă cuvântul lui Dumnezeu și să-l prezinte mai departe, Luther a spus, Biblia trebuie să ajungă în mâinile oamenilor și toți să fie predicatori. Dați-mi voie să vă spun, deși am amintit despre predicatori. Și eu așa credeam, 12 ani, să știți că nu am lucrat ca și pastor al Evangheliei. 12 ani am petrecut, așa după cum arată cartea de muncă, în altă parte. Și mi-aduc aminte, în perioada comunistă, când și duminica trebuia să mergem la lucru, dar era ziua cea mai frumoasă. Știți de ce? Chiar dacă duminica mergeam la lucru, eram adventiștii doar cei care eram prezenți acolo și fiecare povestea ce a fost în sabat. Ce am mai auzit nou?
ce s-a mai predicat în Sava? Și era ziua cea mai frumoasă pentru noi. Pentru că, așa după cum știți foarte bine, sabatul este regina zilelor. Pentru că noi, trei zile după sabat, trăim încă în umbra sabatului. Și după aceea, trei zile, ce facem? Ne pregătim și anticipăm. Pentru că vine din nou sabatul. De aceea, când noi muncim, știind că în ziua de sabat Dumnezeu ne așteaptă să ne întâlnim cu El, muncim cu plăcere, oriunde am muncit. Chiar dacă mi se pare că munca noastră este grea și altora este mai ușoară, să știți că spin și pălămidă sunt peste tot la orice loc de muncă. Important este ca noi, acolo unde suntem, să îndepărtăm spinii, să îndepărtăm pălămida și să facem locul acela cel mai frumos, nu doar pentru noi, ci și pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute prin harul Său. Amin. Amin.